Și vă spun că în 94, înainte de turneul final, da, Iordănescu era foarte bun prieten cu marele nostru patriarh Teotixt. Da. Ne-am dus acolo înainte de turneul final. Știți că Iordănescu a fost acolo, da, totdeauna în credință și Dumnezeu l-a ajutat, da, enorm. Da. Și Teotix, marele nostru patriarh, i-a spus când i-a văzut Gică Hagi, Gică Popescu, milionarii care jucau, milionari toți care milionari, la... vorba dumneavoastră. Milionari. Da. El a zis, o, zice, știa, moșu, zice, mă aflu în fața unor milionari. Aha. N-a zis unor mari fotbaliști, a zis unor milionari. Milionari, nu, milionari, da, n-a vorbit de fotbal. Da. În fața unor milionari, el vorbea de omul, da, din fotbal. Da. Și a fost o chestie foarte interesantă, mi-am notat multe. Și a zis așa, să știți că eu sunt mai bogat ca voi. Noi toți ne-am uitat așa. Bă, câte milioane are ăsta? Credința mea e mult mai mare decât, mai importantă și mai scumpă decât toate milioanele voastre. Pentru că cine n-are credință va pierde milioanele. Uh-huh. Și a zis așa o frază, dacă vreți să rețineți, pot să vă spun o frază pe care e bine să o memorați. Nu uita, patriar. Patriar, nu uita cine ești și mulțumește-te cu ce ai. Uh-huh. Eu n-am fost nici Lucescu, nici Iordănescu și m-am mulțumit cu ce am, nici Copos, și m-am mulțumit cu ce am avut eu, de-aia acum sunt liniștit. La bere. La bere. Și nu am niciun, vă spun așa pentru că ești tânăr. Da. Cea mai mare bogăție a omului la bătrânețe este liniștea sufletească. Să fii liniștit. Domn profesor,